Un tren pleacă din București, sosirea în Buftea. Dintr-un compartiment, răzbat din ce în ce mai zgomotoase conversații, din ce în ce mai ridicate dialoguri, din ce în ce mai aprigi polemici. Un regizor și câțiva călători cinefil discută despre filmul românesc. Și argumentele aduse în dispută sunt secvențe realizate între 1927 și 1977. Regizori celebri, pelicule celebre, actori celebri. Zile de amintire și râs. Expresul de Buftea. Film de comedie, 1978. Regia Haralambie Boroș, cu Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu.